Pe tot parcursul lunii aprilie, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, puteți vedea o nouă piesă în categoria Exponatul Lunii, piesă ce poate fi admirată în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Exponatul Lunii Aprilie face parte din colecția de carte veche a Muzeului Devean. Este vorba despre un coligat, de fapt o lucrare compusă din două volume, tipărită la 1816 și care cuprinde două tipărituri a lui Petru Pavel Aron, tipărite anterior, să spunem, undeva la mijlocul secolului al XVIII-lea, mai precis în 1750 și 1760. Restaurarea caligatului a fost realizată în cadrul laboratoarelor de restaurare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, în timp ce refacerea elementelor de legătorie se datorează Muzeului Național al Literaturii Române din București. Acțiunea Muzeului Devean, denumită Exponatul Lunii, este deja de aproape 2 ani și va continua atâta vreme cât va avea succes.